Găsit, dragii mei telespectatori, sunt Aura Stoienescu și miros un fir de lavandă, lavandă de toamnă, într-o frumoasă dimineață de toamnă, într-o frumoasă grădină plină de cultură de lavandă și cu căsuța lavandine care este acolo în spatele nostru, o vedeți undeva într-o parte, iar gazda noastră este Ana Neagu, cea care a făcut ca acest loc să existe și care trebuie felicitată și luată ca exemplu. Este un exemplu de bună practică pentru românii care doresc să facă antreprenoriat, să facă o afacere care este bazată pe producție. Pentru că Ana nu doar vinde buchete frumos amenajate, aranjate, care au la bază lavanda, ci o și produce la ea în curte. Ana Neagu, bine te-am găsit, mulțumim pentru cafea și felicitări pentru ce faci. Aș vrea să ne povestești cum ai început. Bine ați venit. Cum a început totul? A început de la o tufă de lavandă primită cadou de la o prietenă în momentul când am mutat la casă. Și am multiplicat-o și am făcut-o așa pe lângă casă ca un gărduleț. Și astfel am început să prind drag de ea, îngrijind-o și primele flori le-am cules și ne-am făcut pentru noi acasă să culeți, pentru dulap. Și am văzut că rezistă în timp, pusă în vază, uscată, rezistă, parfumează. Și am început să mă îndrăgostesc de ea. Și având terenul suficient de mare, aveam această porțiune unde trebuia să punem ceva, fiindcă este foarte pietros și nu creștea iarbă, orice încercare de amenajare eșua. Apoi m-am gândit, da, ce să punem, și până la urmă mi-am dat seama că lavanda preferă solul calcaros și am zis, e perfect să punem lavanda. Acum eu nu știam exact ce urma. Și m-am interesat ce soi trebuia pentru solul respectiv și am ajuns la Septopolis. Am cumpărat butași gata făcuți, nu i-am obținut prin semințe sau tot de aici, de la un producător din România. Și am zis, ok, hai să plantăm. M-au ajutat rudele, prieteni, verișori. Și bineînțeles, antimirela pe care o avem acasă de când ne-am mutat la casă, pentru că aveam nevoie de ajutor, având și copil mic, casa mare, aveam nevoie de ajutor. Și m-a ajutat și dumneavoastră și practic e omul meu de bază în cultura de lavandă. Mai am o echipă de fete de aici de aproape din sat, tot la fel m-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie și trebuie să le mulțumesc foarte, foarte mult și mă simt bucuroasă că pot să mă bazez în perioada aceasta în care este greu să găsești forța de muncă, eu mă pot baza pe fata. Am plantat-o, n-am știut la început că trebuie și muncită. Bineînțeles, am zis că o să fie frumos, să vedea frumos, dar copil crescut la bloc, când aveam de unde să știu. Și atunci am descoperit că odată cu lavanda și de fapt chiar mai repede, cresc și buruienile. Și buruienile trebuie săpate ca să se dezvolte planta. Și așa am început să pun mâna pe sapă pentru prima dată și vrei, nu vrei, treci la muncă. Și bineînțeles că nu știam cum să fac față, fiind destul de mărecică. Pentru două persoane, chiar și patru persoane, este dificil. Buriana crește foarte repede, noi o udam. Și apoi a venit ideea să pun folie pe porțiunea dintre rânduri, ca să-mi facilitez, să zic așa, nu știu, să-mi ușurez munca. Și odată cu folia a rămas mai puțin volum de muncă și a început să-mi florească. Și bineînțeles că din momentul în care a început să-mi florească, a trebuit să mă gândesc ce o să fac cu atâta floare. Că la asta nu mă gândisem. Și eu, creativă de fel, fiind, am zis, hai să fac niște aranjamente, ceva frumos. Bineînțeles că acum, când mă uit în urmă la primele aranjamente, mi se par. Dar totul are un început. Și am început să fac aranjamente și în spațiu online să le postez și am văzut că au primit foarte multe aprecieri și cere totodată. Și astfel mi-am dat seama că pot să pornesc un business, da, o afacere din treaba asta. Și încet, încet,
ne-a intrat în cap cumva și ideea unui magazin, dar renunțasem, fiindcă erau chiriile foarte mari. Acum am reușit să îndeplinesc și visul acesta. Au trecut ceva ani, din 2016, toamna am plantat-o și ea crescând și volumul de floare este mai mare și atunci aveam nevoie de spațiu să o usuc și bineînțeles de un loc așa de poveste care să mă inspire, fiindcă aranjamentele uneori îmi ies, uneori nu-mi ies cum aș vrea, depinde de starea pe care o am atunci, ai nevoie de, nu știu, de muză, de o atmosferă, cumva, de ceva să stimulezi creativitatea și le făceam acasă. Bineînțeles că făceam un dezastru în casă și atunci aveam nevoie de un spațiu. Și am zis, hai să fac un spațiu unde să pot să mut toată activitatea. Unde putea fi mai potrivit decât în capătul culturii. Și bineînțeles că nu exista altă variantă decât o căsuță care să fie așa, de poveste, să arate cam poveste. Și cam căsuța de aici, de lângă noi, este ceea ce a ieșit. Și ce pot să spun? Încă nu este gata în interior, mai avem mobilierul de adus, mai avem un pic de mobilat. Apoi au venit cererile pentru vizitare și sper eu să o mobilez, fiindcă vreau atunci când vine, nu știu, musafir să nu stea așa, țac, pac, două poze și la revedere, să stea puțin, să bea o cafea, să admire peisajul, că e altceva. Și atunci avem nevoie de căsuță și de interiorul ei, mai ales că acum e toamnă, deja e frig, trebuie să stea undeva în interior. Majoritatea mă întreabă, dar cum? Dar și trebuie să le povestești. Și suntem pe un drum bun, zic eu. Într-adevăr, e o poveste frumoasă de a crea o afacere din pasiunea pe care o ai și chiar există recomandarea specialiștilor, dacă vrei să fii fericit și să ai impresia că nu muncești, trebuie să îți faci din pasiune o afacere. Asta e cea mai bună soluție. De asemenea, vreau să vă spun, dragii mei, după ce terminăm acest frumos interviu și acest reportaj pe care mi-l doream de foarte mult timp, de când am văzut pe Facebook profilul Anei și de când am admirat căsuța de acolo, noi fiind televiziune de muzică, bineînțeles că am apelat la Ana să venim să facem și filmări de muzică populară, pentru că artiștii noștri, știți foarte bine, își doresc mereu alte locații și vreau să spun, Ana, că atunci când au văzut locația au zis, venim, nu se poate să lipsim, vin din mai multe județe. Vreau să spun să te pregătești, că o să fie o avalanșă de fotografii sufletește și mental, pentru că o să fie o avalanșă de fotografii pe, în afară de ce postezi tu pe Facebook și toată lumea zice, wow, dar unde e căsuța asta? Dragii mei, nu v-am spus, e în Târgu Jiu. Ce părere aveți? Deci, în Târgu Jiu, la marginea Târgu Jiului, nu e așa ușor de găsit, e un pic mai ascuns, așa, nu se aud mașinile, nu e gălăgie, este exact cum spunea Ana, într-un sat din Târgu Jiu, dragii mei. Și cred că, într-adevăr, cei care vin și-ar dori poate să aibă un răgaz, să admire zona și să aștepte până tu le faci un aranjament, poate chiar la sugestia lor. Te-ai gândit la asta? Adică să cei care au preferințe să-i aduci aici, bineînțeles, cu un tarif mai mare, că vor sta și la amenajarea, la aranjament și poate vor veni cu sugestii. Ai accepta ideea? Sigur că aș accepta ideea. Chiar mi se pare o idee bună, pentru că, bineînțeles, nu pot să spun, mă bucur când văd că cineva este încântat de ceea ce am făcut și mai ales că apreciază. Și cea mai mare, nu știu, să spun, mulțumirea mea este atunci când văd că vin clienți și mulți îmi comandă deja, mulți sunt clienți vechi și îmi spun, vreau un aranjament. Și în momentul în care l-am gata, bineînțeles că sunt întotdeauna atentă la reacția lor și reacția este ceea ce mă mulțumește întotdeauna, pentru că atunci când pornești, ca să zic așa, o afacere în domeniul floral, nu știu dacă zic bine afacere, că dacă ne gândim că o afacere trebuie să iei în calcul investiția, așa, nu prea ești mulțumit, dar e ceva mai mult de suflet.
când muncești un lucru, când îl ai de mic, îl crești practic. Și bineînțeles că sunt încântată și aș accepta cu drag ideea, desigur. Avem deja câteva planuri pentru anul viitor în care vreau să includ copiii, pentru că eu cred că, nu știu, cumva s-a pierdut legătura omului cu natura. Nu știu, poate statul la oraș, poate viața agitată, nu știu, continua alergătura. După ce, nu știu, după ce. Și cred că s-a pierdut cumva legătura. Cel mai bine este să refaci legătura atunci mic. Să vină, să vadă, poate chiar să planteze cu mâna lor. Să culeagă buruie. Da, da. Să amenajeze și să aranjeze o... Da, este altceva. Și eu personal mă bucur de faptul că fiul meu are posibilitatea, norocul, posibilitatea, ca să spun așa, să vadă, să trăiască în natură, fiindcă noi avem amintiri foarte frumoase la țară. Acum copiii nu prea mai merg la bunici, sau chiar dacă merg, nu mi se pare că mai același lucru din cauza tehnologiei, telefonelor și așa. Și e bine să-i aducem din nou în natură, să se bucure, poate să picteze, să vedem cum văd ei. Fiecare are o altă creativitate, o altă imaginație și eu sunt curioasă să văd treaba asta. Așa că m-am gândit pentru viitor să fac ceva și o acțiune de genul acesta. De fapt mai multe, dar nu vă mai spun acum. Da, felicitări. Poate chiar niște tabere de creație. Cred că la asta te gândești, nu? Când vin copiii, într-o tabără de creație, practic. Copiii când vin aici. Foarte interesant. Într-adevăr, nu trebuie să dezvolim foarte multe dintre ideile tale, dar pentru că suntem la prezentarea unui exemplu de bună practică pentru telespectatorii noștri și dacă ești de acord, aș vrea să ne spui în momentul în care începi să faci un aranjament floral, ce flori alegi, să vorbim și pentru cei care poate se vor hotărî să-și facă o cultură de lavandă. Am înțeles că lavanda se usucă, deci înseamnă că sunt buchete care rezistă în timp, nu se deteriorează imediat ca o floare verde, cum ar veni crudă. Da? Deci sunt aranjamente și cu ce am văzut bumbacul, parcă, dacă nu mă înșel. Ce flori sunt la modă acum? Cum procedezi din momentul în care ai cules lavanda și până în momentul în care buchetul este gata? Care sunt operațiunile? În momentul în care culegem cultura, ca să zic așa, la început am făcut-o manual cu farfeca. Pe moment ce în timp a crescut și trebuia atunci să cu altceva. Mi-am cumpărat niște mașinării, le ducem, le facem buchete și le punem la uscat cu floarea în jos. Cum se pune cimbru? Da. Pentru că dacă le punem direct în vază, să spunem, se usucă, însă îi se va pleca vârful exact cum face spicul de grâu. Când se coace, se apleacă. Da. Și atunci ca ea să arate așa dreaptă, uscată, trebuie întoarță cu floarea în jos. Le-am creat în apropierea casei, mi-am transformat garajul în spațiu. Da, în spațiu. Am pus acolo sârme și acolo uscăm. Trebuie să-i creez un mediu și anume să nu aibă umezeală, fiindcă muncegește. Și atunci noi ne-am cumpărat ventilatoare și toată vara le-am ventilat, ca aia să se usuce în mediu propriu. Apoi le adunăm, le răsucim, le depozităm în cutii și începem să facem aranjamentul. Aranjamentele se fac după fiecare gust, ca să zic așa. Unele le fac eu după creativitatea mea și aici nu țin cont neapărat de anumite flori. Într-unele pun bumbac, într-unele nu pun bumbac. Să știți că sunt persoane care nu-și doresc cu bumbac. Nu vor, nu știu, nu le place. Fiecare are gustul său. Da, da. Ăsta, dar fiecare alege. Da. Alte persoane care vor doar lavandă și bumbac. Alte persoane care vor ceva rustic cu paie sau pur și simplu lavanda. Și atunci mie mi este mai ușor când deja primesc, să zic așa, o comandă cum ar vrea clientul. Greu mi este când trebuie să-l concep eu astfel încât să-mi placă. Fiindcă, și apoi să-i placă și clientului. Da, fiindcă eu sunt de regulă foarte critică, în sensul că dacă nu mi-a ieșit ceva acolo, îl scot până când mi se pare mie că e ok, dar clientul nu privește cu aceiași ochi. Poate lui îi place așa cum era înainte și nu-mi plăcea mie.
aranjamentele mele sunt neperisabile. Ce înseamnă asta? Că poate nu știe toată lumea ce înseamnă neperisabil. Nu se mai schimbă în timp. Și am ales varianta aceasta, fiindcă am observat că oamenii încep să gândească, ok, poate e puțin mai scump, să spunem, dar îi rămâne și ca o amintire, practic, poți să-i spui că e o decorațiune. Și florile sunt naturale, dar uscate, pe care le cumpăr. La fel și bumbacul, merg eu la București după ele. Nu folosesc bumbac artificial sau flori artificiale, cu toate că sunt și acelea la modă și indiferent cât ar fi de, nu știu, de realiste, nu mă atrag. Și atunci am preferat să folosesc plante uscate. Sunt o multitudine, in, grâu, bumbacul, foarte multe flori pe care le comand, așa cum le comandă probabil și ceilalți care se ocupă cu aranjamente, iar ordinea sau combinația lor nu o regulă, pentru că depinde de moment, adică pot să folosesc acum aceleași plante la un aranjament și mâine folosind aceleași plante să nu placă cum mai e și celălalt. Depinde cum le poziționez, deci nu am o regulă. De asta spuneam că e nevoie de un pic de, nu știu, de o stare anume, de ceva care să te ajute și să creezi ceva, ceva frumos, să-ți placă ție, dar și, cum a spus dumneavoastră, și celorlalți. Și suportul? Vasele în care ghivecele, la fel, ghivecele merg eu la București în același timp când iau și florile, merg la București după ele și acolo decid ce anume. De exemplu, mie îmi plac, dat fiind faptul că iubesc natura, îmi plac cele mai rustice, să zic așa, îmi plac vasele de ceramică, de lut. Dar am observat că sunt cerute și vasele foarte colorate. Și în momentul în care ți s-a spus vreau pe acest vas care e un portocaliu strident, va trebui să te gândești puțin cum să faci să nu arate rău movul cu vasul, să pui și alte accesorii încât să arate bine pe vasul acela colorat. Lavanda, indiferent de soi, în momentul în care se usucă, are tendința de scuturare la o manevrare bruscă. Și atunci aranjamentul se lucrează fir cu fir. Așa, de multe ori îl prind cu farfeca, cu vârful farfecii, unde mi se pare mie că mai trebuie sau. Și îl introduc așa de sus. Dar mai este, nu știu dacă să-i spun o problemă, lavanda are peste 40 de soiuri. Deci depinde, că nu toate rezistă în țara noastră. Am încercat cu alte soiuri din afară și nu rezistă peste iarna. Dar culorile sunt diferite. Lavanda noastră se face un albastru deschis. Cealaltă, în soiu intermedia, grosă, se face un albastru mai închis. Mai sunt soiuri mov, blușcentul, care rămâne o culoare foarte intensă. Are și avantaje și dezavantaje, fiindcă una are tija mai groasă, lucrezi mai bine cu ea, una are tija mai subțire, se rupe foarte repede în momentul în care vrei să introduci în burete. Omul care iubește lavanda o va accepta inclusiv pe cea roz, inclusiv pe cea albă. Cea albă e frumoasă așa, de decor atunci, când este proaspătă. Când este uscată, nu prea o poți combina cu plante, nu arată chiar foarte bine, să spun. Și toate, absolut toate, tind să se scuture dacă se manevrează brusc. De aceea am buchețele uscate, fiind, are nevoie de, nu știu, de puțină atenție. Dacă o luăm și o zguduim, ajunge bese. Dar nu e nicio problemă, adunăm florile și facem săculeți. Nu e nicio pierdere. Și pot să facă asta beneficiarii buchetului, adică după ce începe să se scuture, își pun în săculeț chiar ei? Aranjamentul nu. Buchetul, dacă se ia și cu grijă se pune în vază, nu, rămâne așa. Doar în cazul în care se manevrează brusc, se pune mâna, atât. În rest nu s-ar scutura. Rămâne. Da, există și o variantă, mă gândesc eu acum, cu toate că îi scoate puțin din naturalețea pe care o are buchetul.
poate eu știu, fixată cu un spray de fixare care să întărească puțin tijele sau să fixeze puțin florile? Nu. Nu am folosit niciodată. Sunt anumite spray-uri fixative pentru flori. Eu nu am folosit, fiindcă vreau să rămân cât mai mult la natural. Omul, dacă îl vrea, are grijă de el. Îl ia și are grijă de el. Dacă nu, să-și cumpere spray și să-și asume treaba asta, nu? Da. Dana, din păcate mai avem doar 2 minute din reportajul nostru și sunt sigură că am mai avea multe de spus, dar promit, dragii mei, că vom veni să facem din nou un reportaj, dacă ne mai primește Ana, bineînțeles, atunci când va face tabăra cu copiii. Vreau să adresez celor care, la final, să adresez celor care, să zicem, vor pune poate o tufă de lavandă ca să-și facă buchete pentru acasă, dacă ai niște recomandări, niște mici secrete pe care vrei să le dezvălui la final. Dacă doresc să-și planteze lavandă, în primul și în primul rând, trebuie să țină cont de sol. Fiindcă s-a întâmplat să avem clienți care au cumpărat lavandă, mie mi s-a întâmplat rar de la lavanda noastră, da? Poate și pentru că e întreținută bio, nu are substanță în ea, nu, și probabil că se adaptează mai ușor. S-a întâmplat să vină și să ne spună că li s-a uscat. Și am întrebat, dar ați sudat-o? Da, foarte rău. Nu trebuia. Da, s-a uscat. Cum? Păi nu. Trebuie udată atunci la început, până se prinde. În momentul în care se dezvoltă, trebuie udată mai rar. Ea nu iubește apa și solul neapărat să fie calcaros sau nisipos, ca să zic așa, nu acel sol tip huma, nu se dezvoltă bine în solul acela, fiindcă ține apa. Tocmai asta este ideea. Apa. Nu are nevoie de multă apă. Dacă vor să-și facă o cultură mai mare, pe lângă sol, să-și asigure forța de mâncare. Fiindcă depinde ce aleg. Se poate ierbicida, am înțeles, dar noi nu am ales această metodă, sau se poate munci manual. Și în rest, multă dragoste. Dragoste pentru flori, pentru natural și, nu știu, grijă. Pe final vreau să spun, Ana, și eu un mic secret. Când eram mică, la mama fată, ca să spunem așa, nu foarte mică, îmi plăcea să-mi pun pe biroul meu de lucru buchete de flori neuscate, dar care erau dintr-o floare, maxim două de grădină, un trandafir, un roșu, paie de pe câmp, margarete, foarte multe flori de câmp. Deci am fost îndrăgostită de aranjamentul floral de când mă știu. Nu știu dacă am să-ți fac concurență, dar dacă o să vreau, nu cred că mă apuc de asta, cu totul altceva mă ocup, dar în grădina pe care o visez la mine acasă, acea casă pe care visez să o am, o să vreau să am o mică suprafață cu lavandă, să-mi pot pune și lavandă pe birou. Și am să vin la tine să mă înveți. Vă aștept. Nu este nimic, nu este niciun secret, să spun așa. Lavanda este foarte nepretențioasă. Deci este foarte ușor de întreținut. Doar muncit pământul pe lângă ea, udată puțin în cazul în care vara este secetă și pur și simplu de iubit și admirat. Dar cu drag, cu drag, vă dau și botașe și vă și învăț, ca să zic așa. Mulțumesc din suflet, dragii mei! În grădina căsuței lavandine, de acasă, de la Ana Neagu, de la marginea Târgu Jiului, transmite în SAT TV Regional. Iată un exemplu de bună practică și sperăm să găsim multe în regiunea în care ne vedem și să mergem să filmăm, pentru că oamenii ăștia merită, pentru că asta, în primul rând, ar trebui să arătăm la televizor, exemplele de bună practică. Ana Neagu, mulțumim că ne-ai primit în căsuța ta fermecată și mult succes îți urăm! Mulțumesc și eu și Doamne ajută!